Prima repriză a întâlnirii a fost săracă în fază de poartă, sucevenii nereușind să-și concretizeze dominarea teritorială. Gazdele au început mai bine repriza secundă și Punga a tras peste țintă din colțul careului mare. Pe contre, Sumanariu a finalizat defectuos o minge primită de la Căinari. Istoria s-a repetat în minutul 70 când Bălan a șutat peste poartă de pe linia careului mic. Brăilenii au început să fie mai periculoși odată cu intrarea lui Ciocălteu, care a șters transversala. Pe final, gazdele au riscat totul pe cartea atacului, iar Câmpeanu a tras un ultim semnal de alarmă la poarta suceveană în minutul 87, nimerind bara. În minutul 4 de prelungire, formația brăilană a dat lovitura, marcând prin nou intratul Ciocălteu. Acesta a finalizat cu un voleu din 6 metri după o fază suspectă de offside. Scor final 1-0 și rapidiștii ajung la cel de-al patrulea meci consecutiv în care nu reușesc să marcheze. Rapidul va sta în etapa viitoare ca urmare a retragerii celor de la FCM Bacău.